numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală. Stai să deschizi să nu pronunț greșit. Ah, numai puțin. Daniel. Daniel este. Ok, a apărut, da. Da, este el, avem. Avem și acordul. E foarte, știu, agitat așa cum energic. Da. Ce-l face? Prins cu. E atât de energic și agitat. Zice prins cu treburi, cu. Păi ce treburi are partea subliminală? Responsabilități cu piața, zice. Adică parcă treburile cumva, care îi le transmite mintea conștientă? Da, parcă cumva e bucuros de viață cumva, parcă e mulțumit oarecum, să zic. Uh-huh. Adică nu se plânge, zice, nu mă plâng. Sunt relativ bine față de cum? Zice că e bine față de tot ce vede în jur. Da. El se simte. Place tot? Bine. Nu îi place tot, dar dacă se compară cu alții, între ele bine. Păi stai puțin. Ce treabă avem noi cu adică alții? Eu nu vreau să mă plâng, zice. Eu. Dar de ce trebuie să ne comparăm cu alții? Că noi nu suntem alții, noi suntem noi în experiența noastră. Păi decât să stau să mă plâng de problemele mele, zice, când văd ce probleme au alții, mă nu sunt bucur. Probleme, zice. Adică nu mă bucur, adică, nu asta zice, am vrut să zic. Mă Eu face stau bine. Da, zice, mă face să privesc problemele mele dintr-o perspectivă mai luminoasă și să văd că, de fapt, nu am probleme, zice. Super! Dar, de fapt, vreo problemă vede? Sunt? Dacă nu le privește, nu le compară problemele altor. Păi viața în sine îi se pare cumva complicată. În ce sens? Că de-aia vedem că are multă treabă și agitație și. Da, deci toate responsabilitățile vieții, a jobului, a familiei, trebuie să mulțumești pe mulți în jur, trebuie să faci treabă bine, trebuie să muncești ca să supraviețuiești, trebuie să fii mereu în acțiune, n-ai timp de tine, de relaxare, pentru că așa se manifestă viața aici, așa e sistemul, așa e traiul, așa e, nu știu, lumea avatarul în care trăim. Trebuie întreținut, da, asigurate deci, nevoile exact, așa sunt avatarului nevoile tău. Și așa se pot întreține nevoile aici. Dar Fiind mai, în continuă acțiune, mișcare, făcând tot timpul ceva și mereu pentru a supraviețui mai mult, tu și familia și cei ce din crahat jur. Ai făcut atunci? Dacă Păi, tu trebuie să nu știu, supraviețuiești. cumva fără roșii sens, dar asta e acțiunea, asta e, așa trăim dacă suntem aici. Ok, deci Cumva resemnată partea plăcut, subliminală. resemnat, da, și încearcă să privească mai mult partea pozitivă a lucrurilor decât Asta e un cea lucru bun, negativă. nu e un Da. lucru rău, da? Că Da. dacă ar sta să se vaete continuu, dar Păi da, asta ar fi zice. mai rău. Da, exact. Dar aș vrea să se uite un pic, să observe toată agitația asta. Se simte. Multe treburi care trebuie și responsabilități, cum ne-a spus. De Da, și fapt. se simte cumva și un pic între ciocan și necovală cu tatălui, care îl simte un pic, nu știu, poate un pic mai autoritar, un pic, parcă trebuie să asculte încă de el ceva de genul, parcă e o Tatăl sau persoană. mama? El de tată, văd că zice. Tată, ok. Adică autoritar, cumva, nu știu. Se simte încă legat. Legat. Da. Dar de tată se simte? Tata e. Tatăl Așa e. văd. Tatăl este. Nu, am înțeles asta.
Dar tatăl este așa autoritar sau Așa dacă se uite percepe. mai bine, bine, tatăl abia l-a încurățat. Dacă se uite mai bine în energetic, poate nu tata neapărat este așa autoritar. Impunător, așa, mai... Poate nu este. Poate sunt alte ființe din sfera energetică care acționau la tată. Asta vreau să vadă, nu că... Cine îl Nu făcea s-a pe gândit tată la să fie asta. așa? Păi nu Adică s-a cum gândit. tata să nu fie tata sau cum zice? A, ia să-i dăm o... Îi facem o... îi trimitem o poză Zice, cu despre ce tata. vorbiți? Îi trimitem o poză sau un film cu tata în plan energetic înainte să fie curățat. Și să o observ. A, zice că suntem... Acum înțelege un pic că am fi influențați de multe, da, zice, suntem influențați de multe lucruri din jur și din nevăzut și din văzut. Suntem Ființe. influențați, zice, și inclusiv de o reclamă TV, zice, sau de un film, da, poi Exact. de ceva ce nici nu știi, poate. Care, de fapt, Și eu te ce-aș face putea să să fac crezi cu că informația te asta, zice? influențează tata, eu știu, mama, frate, soție, copil. Când, Ei de mă fapt, dacă te influențează, uiți... spune, și când își dau alții cu părerea despre mine sau într-o situație și Da. trebuie să iau decizii și își mai spun și alții ideile lor, păi deja mă influențează, zice. Deci Deci tot observă că timpul nu e suntem neapărat influențați. tata Da. care îl influența Da, sau da. avea această autoritate, ci observă că niște influențe în plan energetic că sunt mult mai multe influențe decât par a fi în plan fizic. Da. Vede. Vede. Ia să se uite în sfera lui energetică și să vedem în sfera lui energetică. Nu, în primul rând, înainte de a se uita în sfera energetică, vreau să vadă că toată această ce produce toată această agitație. Faptul că este atât de preocupată, de responsabilă, de agitată, nu știe ce să facă, aia și aia, partea subliminală. În plan energetic, ce se întâmplă? Agitându-se așa de mult. Consum de energie, vede valuri de energie care pleacă din câmpurile lui, așa, și se răspândesc, dar nu se răspândesc oricum. Percepe ca și cum ceva le-ar înghiți, ceva le-ar aduna, dar nu vede ce. Adică ca și cum s-ar duce într-un balon, dar balonul nu se mai vede, știi? Așa o vede. Deci ceva le adună, zice, dar se duce energie mereu din... Da. Și o înghite ceva. Da, e ca și cum ar dispărea, nu se mai vede unde se duce, ca și cum ceva le-ar înghiți aceste unde energetice. Ia să se oprească din vibrat, să se oprească din agitație și să vedem dacă generează tot atâta energie și dispare undeva, în neant, în ceață. Dacă se oprește din vibrații, din acțiune, din mișcare, nu mai generează energie. Așa. De fapt, generează doar energia gândurilor, că aia nu se poate opri. Dar nu să se oprească de tot. Să zicem că, cum să zic, pune frână la această agitație, deci se agită mai puțin. Ce se întâmplă Adică cu să nu energia? pese de nimic, zice. Da, și asta. Păi... Nu, dar vorbim acum energetic. Dacă nu se mai agită atât de mult și se agită mai puțin, din ce în ce mai puțin, mai produce atâta energie care se duce și dispare? Nu. 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 Zice Dacă nu, nu nu mai mai produce consum. atâta Nu mai energie, consum energia nu mea. mai consumă, dar o consuma ea, partea subliminală, energia asta. Păi Cine o consumă? eu prin acțiunile mele consumam propria energie făcând acele acțiuni, dar consumul acela de fapt era o parte mică spre acțiuni, spre intenția mea și o parte mare în afara mea, zice, Ah, care deci nu mai ceva... risipește energie. Da, nu mai risipește, exact, nu mai risipește. Păi și? Cum e mai bine? Dacă stă, cum să zic, se mișcă pentru ceea ce efectiv trebuie să se miște și nu se mai Da, și consumă? cum să aleagă? Adică n-are cum, n-am cum să fac Nu? asta. Adică cum să nu mai fac ce trebuie să fac, zice?
Faci ce trebuie și este necesar să faci. Ia să se uite. Păi totul e necesar pentru da? A trăi. Totul e necesar? Să te agiți așa? Ia să uite la mine. Eu mă agit așa? Tu te agiți așa? Și trăim. Zice, vă agitați într-o formă mai mică, iar energia voastră rămâne la voi, zice. A, ce o diferență. De ce oare se întâmplă așa? Voi vă adunați energia înapoi, zice. Eu nu fac asta intenționat, de exemplu. Nu mi-adun energie. De atunci, de ce nu se risipește? De ce nu ceva voia? De ce nu voia nimeni energie? Și nici nu mă agită atât de mult. Da, e o energie mai lină. Ia să vedem. Care e cauza pentru care el se agită atât de mult? Dacă se agită ea, partea subliminală, sau este indusă această agitație din exterior, de acolo de unde parcă e înghițită energia. Și număr de la 1 la 3 și observă. Acum devine vizibil unde se duce energia, ce el face, o face pe partea subliminală să se agite atât de mult, să consume, să producă atâta energie și să consume, să-i fie luată practic, să se piardă energia. Gândurile. Gândurile. Dar și nevoile, spune. Dar bine vrei, tu ai nevoi, parte subliminală. Avatarul tău are nevoi de 100 de ori mai mari decât, spre exemplu, avatarul meu are. Ce mănânci de 100 de ori mai mult, te îmbraci de 100 de ori mai mult, cumperi 100 de mașini, faci nu știu ce de 100 de ori mai mult? Zice, mintea mea nu știe să-și conserve energia așa cum o faci tu. Mintea mea se focusează pe o mie de lucruri odată. Mintea se stresează, face se consumă. Sunt acțiunile deliberate, da, ale minții? Da. Adică prin programe, nu deliberate. Prin, eu ce spun, așa sunt trebuie... acțiunile minții, voința părții subliminale și implicita minții? Nu proprie. E voința mea, zice partea subliminală, sunt programele ei, programele minții prin care ea acționează așa și a învățat să acționeze. Dar cine a programat-o? Ia să vedem. Cine a programat? De unde a primit programele astea? Din lume, din viață, din societate, din educație. Numai? Din jur, influențe din jur. Și... Influențele astea din jur, în afară nu de oameni. Se știe doar că ceva. În afară nu vede de ce. Oameni, pune o oglindă, pune o din aia cuantică. Fereastră cuantică, da. Da, să vadă situația energetică, să vadă cine influențează mintea sau ce, să se agite atât de tare, să producă atâta energie care să-i fie consumată, să nu fie de el, ci să se piardă în ghilimele. Acum, ok, acum prin fereastra cuantică, eu văd de o parte și de alta a lui doi arhoni. El ce vede? Ea ce vede, partea subliminală? Două sfere. Două sfere ușor luminoase, dar o lumină din aia așa pierdută, palidă, un fel de nor opac, așa ceva vede. Da. Și ce să deci fac nu e o sferă luminoasă. Azi? Sunt ovale așa lunguiețe, ca o formă de siluetă, dar nu e o siluetă umană, ci o dungă, lungă, ovală, așa cumva, de o parte și de alta a lui, care îi absorbe din energia pe care el o... Deci a lui, energia deja lui. Mergem mai departe, da? Știa până acum. Păi ce sunt? Da. Ia să le întrebe pe liniile astea dungi, siluete, ce-or fi. Ce faceți vrea aici? Ce sunteți voi? Cine sunteți? De ce absorbiți energia mea? Ordonatori, zice. Uși, ce zice partea subliminală? Nu e mirată. Da. Cumva știa că are niște ordonatori?
se pare cumva acum că a primit răspunsul ăsta cumva normal. E normal așa, da? Da, așa percepe, ca și cum ar fi ceva normal. Păi, stai puțin. Ok, deci ca și cum, ok, în regulă. Eu am un corp fizic care nu-și aduce aminte, nu vede nimic din afara fizicalității, iar voi coordonați în energetic ceea ce nu văd. Eu fiind parte subliminală focusată pe experiență, concentrată în experiență, nu dădea atenție ce se întâmplă în energetic. Ok. Și se pare cumva normal. Deci nu, e ceva ce simte că a mai făcut, că e ok. Da. Acum hai să se uite. Cum interacționează coordonatorii ăștia cu ea, partea subliminală? Păi, interacțiunea pe care o vede dintre el și ei sunt două canale luminoase Așa. care trag energie de la el și alte două canale, mai mici un pic, de la cum ar veni capul lor, dar nu le vede capul, ci din capătul aceste forme, deci cum ar veni capul lor în capul lui. Unul din dreapta, unul din stânga. Și Deci acolo se astea transmit au mai de la multe. ei la el. Aha. Și Au ce se câte două. Ce transmit ei? Ia să descifreze, să decodeze. Ce transmit ei lui, minții lui? Transmit prin vis informații, imagini, transmit gânduri, îi transmit câteodată stări, idei. Asta-i transmit și tot ceea ce el transformă ca energie și emoții, e absorb cu un canal mult mai mare de la mijloc, din partea abdominală, din laterală, Da, dreapta și da. stânga. Deci întâi îi dau un input, Da. Și el după începe aia... să se agite prin minte, mintea să se agite prin programele ei, să creeze multă energie asta, Da. care el o primește, la el rămâne foarte puțină, Da. și apoi energia asta e absorbită prin zona plexului de ăștia, da? Deci oarecum Da. să o transforme propria energie, să producă cât mai multă, să o transforme, ia să Da. se uite cum o transformă, ce le place lor, În să pape. acțiunile pe care le face, Ce fel de acțiuni? grijile pe care le are de zi cu zi, îndatoririle de zi cu zi, focusul pe care îl are în viața fizică, trăirile, emoțiile care se Dar ce declanșează fel în de urma astea sunt acțiunilor. trăiri și emoții? Sunt de bucurie, de fericire, de uite, na. Este multă oboseală, frustrare, Aha. văd cumva o neîmplinire așa cum ar vrea el, un fel de simte un fel de chinuială de a își trăi viața, a zice existența, adică atâtea obstacole, atâtea Te crezi și eu că e probleme. chinuială la atâta agitație și... Da. Păi, deci până aici ce a înțeles partea subliminală? Că Că acest mod viața de e a grea funcționa... și consumă energie. Da, acest mod de a Care... funcționa este indus de ăștia doi coordonatori ca ea, parte subliminală, să producă multă energie pe o anumită frecvență și am văzut care frecvență și apoi ei să o absorbă. E normal să fie așa? A zis că e normal să aibă dăște. E normal să aibă coordonator, dar văzând tot circuitul acum, nu-i normal, nu-i se pare normal ca și nu știa că ei absorb atât de multă energie de la el. Și de ce? Practic, ce se vede aici? Cu ce se poate identifica ea partea El subliminală? observă că tot tabloul seamănă cu o influență a lui spre a produce energie pentru ei, hrană Influențarea pentru ei. lui de către Da, ei ca să da. producă energie. Deci l-a transformat sau este transformată de către acești doi coordonatori într-o baterie generatoare de energie pe o anumită vibrație joasă Da. sau vibrații. Da, E, da. ia ca ce a aflat. Și e normal?
Nu e normal să fie Nu, așa. și nu știa această intenție și scop al lor sau acțiune a lor. Ok, coordonator, dar de ce mi-au atât de multă energie mie? Pentru că la ei, pe aici, da, pe aici, totul e pe plată. Da? Nimic nu este dat gratis. Păi schimbul nu prea există, că e pe plata părții subliminale către ei. Ei Da. nu prea, ei ce dau? Ei dau stimulente, stimulează prin corpul mental, prin gânduri, ca tu, parte subliminală, sau prin acțiuni, aranjamente din energetic, fapte, situații, ca tu să reacționezi într-un anumit mod să produci această energie. Bine. Eh, dacă îi se pare că nu e normal, că a zis că nu îi se pare că e normal, ia să taie legăturile astea, să vedem. Dacă le taie, ce se întâmplă? Da, și el e curios de asta, zice. Ia să vedem ce se Da, le taie. Ambele. Da. Cele Și patru canale. Da, toate patru le taie. Da. Ia să vedem ce se întâmplă acum, dacă le taie. Lumina lor deja se face mult mai mică, mai și mai pală și mai pală, până când nu mai e lumină, e o ceață. Așa. Și se micșorează un pic în dimensiuni. Da. Ia să-i blocheze pe ăștia doi. Cercetăm acum. Da. Să le zică să-și ia formă adevărată. Ok, vede pe arhoni cu forma lor acum. Vede în primul rând că au o formă adevărat, da, alta decât se manifestau până da, sunt arhoni, sunt acea formă de liliacă ăștia. Gri? Gri, da. Gri, unui gri, unui maro. Ia uzi. Deci vezi, sunt și ei de diverse culori. Da. Grase. Da. Așa. Bine, deci așa, să-i blocheze. Da, e înghețat. Acum că nu mai au alimentare, să-i întrebe care vrea să vorbească dintre ei. Care vrea să participe la discuție. Partea subliminală. Cel maro e un pic mai mare, are și o creastă. Un pic diferit, eu n-am mai văzut din asta până acum. Da. Ăsta dă vida, ăsta simt o energie în care e furios pe celălalt. De ce? Ia să-l întrebăm. Hai să vedem de ce e furios. Hai să canalizăm pe ăsta el. Ok. Spune că e telepatic, protejat. Și îl lași să vorbesc. 1, 2, 3. Bună. Eu sunt Eleonora, tu? Morio. Morio? Da. Bună, Morio. Observ că te-a supărat colegul. Ce a făcut? El m-a adus aici. Unde? Lângă el. Așa. El cine te-a adus lângă el? Lângă el cine? Colegul. Colegul te-a adus lângă partea subliminală? Lângă el, în câmpurile lângă părții coleg. ăsteia. Ah, ok. Deci ăsta, colegul te-a adus. Și dacă, păi te-a adus, poate ca să-ți facă un bine. Adică dar nu să aveam te-a adus la masă. Nu aveam neapărat nevoie de el. Cine nu dar m-am ospătat un pic. Păi asta zic, mai ales că adică și acum de ce te super că uite colegul ți-a făcut un bine, te-a adus la masă. Ce bine! A tăiat alimentarea. Păi a tăiat o parte a subliminală acum. Și dar atunci până ce acum... e bine? Păi dar până acum n-a fost bine? Ți-am spus că nu-mi convine acum situația creată. Acum nu-ți convine situația. După ce că colegul a avut bune intenții, nu a fost egoist, o lași. Pe tine.
Păi da, te aduci și pe tine aici. E rost de păpat. Ia uite câtă... M-a adus cum în răspunde situația în afară. Care să fie tăiat alimentarea și înghețat. N-ai fost pus în situația aceasta? Niciodată. Ai, te bine. Acum, nu na, niciodată... ca voi. Auzi? Niciodată să nu spui niciodată, că uite, nu se știe niciodată ce se întâmplă. Nici la voi, nici voi, pentru voi chiar. Dita mai. Entitățile. Ce vrei? De ce erai așa de... erați așa slab ca și lumină? De ce nu erați puternici, luminoși? Nu-i treaba ta. Întâi că să înțelegem și noi. Nu vă... nu primeați sau împărțeați energie? Voi nu trebuie să înțelegeți nimic. De ce? Noi ce suntem? Pentru că nu trebuie să înțelegeți nimic. Păi. Că ne înțelegeți, vai de noi. A, păi și asta ce înseamnă? Fiecare conștiință, fragment fractal de conștiință, până la urmă înțelege, chiar dacă alte conștiințe, păi ca asta și e voi... problema, că nu trebuie să înțelegeți. Că dacă înțelegeți, tăieți alimentarea. Așa. Și e un lucru rău? Bineînțeles că e rău. De ce să fie rău? N-ați păpat destul până acum? N-a plătit partea asta subliminală coordonarea, serviciul pe care voi l-ați făcut? Energia trebuie să curgă. Da? Continuu, să se oprească. Păi cum să curgă? Doar dintr-o direcție? De la parți Nu, subliminale la draga mea, voi? curge și de la noi la voi. Ce curge de la voi Păi la noi? N-ai văzut că noi trimitem către voi energie și voi ne dați alta în schimb. Păi și de ce să facem așa? Dacă fiecare avem energia noastră, de ce trebuie să o plimbăm așa? De la unii la Pentru alții? că nu știți și de aici nu trebuie să știți. Ce nu știm? Cum funcționați? Nu știm cum funcționăm. Păi dacă voi nu ne spuneți, ne-ați spus vreodată? Voi ați Păi văzut ce minți? Să vă spunem? Am fi proști dacă v-am spune. Păi și de ce să nu ne spuneți? Dacă și voi dați energie către părțile subliminale și părțile subliminale către voi, practic aici e una, amestecăm energiile. Și atunci, de ce trebuie ținute în beznă niște părți subliminale până când ele descoperă, că oricum descoperă la un moment dat, că ceva nu mere aici, ceva nu pute. E, până voi descoperiți, durează mult, până atunci E? Noi ne hrănim bine. Ai văzut? Deci, practic, ce dădeați voi ca și energie? Gânduri, programe către partea subliminală, da? Să se agite, să facă, să-și facă griji. Că de tata, că de mama, Noi că de... spuneam ce poate să facă, iar ea făcea. Aha, ai văzut? Și când făcea, papa, nene, păpați. Bineînțeles. De o lăsați, practic, ce îi lăsați și ei ceva? Normal. Știi ce produce? Și dacă nu-i lăsăm, ea are. Ea are. Păi și ce voi n-aveți? Că ai zis că aveți și de no. dat. Păi cum Păi nu? N-ai n-avem. Spus că dădeați voi mai înainte? Unde? La partea subliminală, că și voi dădeați. E, noi dăm anumite influențe. Păi Noi dați... dăm din energia noastră. Păi băgați în viteză. E oarecum o energie mai... ține așa subtilă, atât cât e nevoie ca voi să ne o dați în sutită mită înapoi. Exact, voi doar schimbați vitezele, da? Atâta făceați voi. Noi vă dăm un picur de apă, voi ne dați un ocean. Ai văzut? Auzi, dar de ce nu erați voi atât de luminoși? Erați așa palizi. Ți-am zis că nu-i treaba ta. Ia spunem și asta, ai mi-ai spus atâtea. Ce, nu pot să... că o țin pentru mine. Nu spun la nimeni. Noi nu am energie doar pentru noi. Da. Noi dăm și mai departe. Deci, La dragii mulți de alții voi. Ca noi. Deci, dragii de voi, practic, luați câtă puteți de la noi părțile subliminale. După ce că nu aveți energie proprie, trebuie să dați tribut, să dați mai departe, nu? La șef, la superiori. Da. Cui dați voi? Cui dați mai departe? Și iată că Noi erați abia... suntem mulți, foarte mulți. La alți colegi sau la ceva mai sus decât voi? Și mai sus. Mai sus și cui? La alți colegi și la colegi și la alte rase cu care lucrăm.
colaborați și aveți schimburi de E o energie. mașinărie întreagă aici. Dar ce are, cine e deasupra mașinăriei este? Tații noștri. Tații voștri? Păi câți tații? Creatorii noștri. Cine și ai voștri. Hai mă. A corpurilor. A recipientelor voastre. A recipientelor. Ce bune unelte a creat. Da. Cine e tatăl tău, de exemplu, cine? Ăsta la care dai tatăl mai departe. Meu. Ra. Ra? Da. Ai spune tu. Ra care a venit din soare, da? S-a desprins din soare. Este soarele suprem. Aia nu mai spun. Eu este știu că nu... Tatăl suprem. Eu știu că a plecat din soare. Din conștiința soare. A plecat din soare. Păi da. Din conștiința soare, dar este totuși o parte din soare. Deci este exact. Soarele. Este soarele. E alt soare. E ăla care s-a înnegrit. Orice care fragment s-a din soare e soarele însăși. Da, e soarele însăși, orice dar nu mai are. E întregul însuși. Este, da, dar nu mai e pe vibrația soarelui. Ah. Orice energie se transformă. Exact. Ăsta s-a stricat. Soarele primar s-a transformat. Da. Nu iar rămâne tactul, nimic la fel. Iar tactul s-a negrit de tot. E ales să se transforme după voința lui. Păi exact, după voința lui. Și a ajuns fără energie proprie. Dacă e negru, ce? E tot energie. Păi e tot energie, tot dar nu mai e... neagră. Dar nu se mai alimentează nici de la soarele din care s-a desprins și o, nu da, se mai se alimentează... Se prin voi. A, bine. Sursa vorbim... este infinită. Iar Da. Voi sunteți sursa. Aha. Auzi? Da. E mai distractiv aici. E mai distractiv, nu? Nu, ne dar apreciem. De ce nu voi se mai alimentează? Voi sunteți niște cățeluși foarte ascultători. Ușor de dresat. Auzi? Dar de ce nu se mai alimentează de la soarele din care s-a desprins? Nu-l mai primește? Nu mai poate să ajungă? Nu mai are acea vibrație a soarelui? E prea mare gapul vibrațional între ei. Trebuie să ridice mult vibrația, se poate uni înapoi. Și nu se poate, nu vrea se să poate, ridice? dar nu vrea încă. Nu vrea încă. De ce? Îi place Încă mai n-a bine pe aici. Terminat experiența pe aici, care și-a ales-o. Aha. Și uite că alegând experiența asta cu partea de conștiință din care s-a desprins, nu se mai poate? Se Cu... poate, dar când vrea el, când va decide Aha. să-și ridice vibrația înapoi. Păi cum ți-o ridici vibrația așa, pur și simplu? Totul e un parcurs. Păi. Până o când s-o curăța... conștientizare. Da. Ca nume, aici cunoscut de oameni sau transmis, cum e cunoscut tactul ăsta? Ra? Da, Entitatea Ra? Ți-am spus că era. Entitatea Ra. Bine. E, deci tu dai energie la... colegi de-ai tăi, alte specii, la frații tăi, toți ca și tine. Toți energie între noi. Toți. Da, dar acum uite că te-ai certat, te-ai supărat pe ăsta altul care te-a adus aici. Supărat pentru situația creată acum de tine. De mine? De ce am făcut eu? Păi tu coordonezi aici partea subliminală. Păi dar nu coordonați voi? Cum se întâmplă? Până acum, acum am eu? Coordonat-o noi. Acum o vrei pentru tine. Eu? Ce să fac? Cum s-o vreau eu pentru mine? N-o vrei pentru tine? Nu. Atunci de ce ai intervenit? Pentru ca ea să-și fie, să-și ajungă și să-și fie ei. Să-și urmărească experiența ei. Să-și facă experiența ei așa. O vrei liberă ca tine? Da. Draga mea, nimeni nu e liber pe aici. Nu pentru mult timp. Chiar și pentru o secundă, dacă o parte subliminală înțelege și își accesează informația, e suficient draga și mea. Tu știi asta. Ah, că Draga veniți, mea. Să o întoarceți și că faceți noi și că suntem dreceți. Sky. Da, voi sunteți Sky. Pentru voi. Greu vă debarasați de noi. Sau dacă numai. Vă debarasați, uitați că trăiți între ciulinii lumea noastră.
Așa e. Dați jos unul să lipesc 10. Da. Nu-i nimica. Dar partea subliminală, o sclipire a avut. E suficient o sclipire. Și tu știi asta. Și voi știți asta. Și-a dat seama că trăiește printre ciulini. Exact. Dacă și-a dat seama că trăiește printre ciulini, este foarte ușor ca apoi să facă alegere. Mai vrea să trăiască printre ciulini sau nu mai vrea să trăiască printre ciulini? Asta este ideea. Bine, număr de la 1 la 3. A, și nu mai fi supărat pe fratele tău. El ți-a făcut până acum, te-a alimentat. Hai să plătească el pentru asta. Ce să plătească, mă? Pe căsăpiți unii pe alții? Să dea energia pierdută acum. Serios? Nu ți-a dat destul? Că te-a adus aici, în sfera energetică a acestei părți subliminale? Puteam să fiu în altă sferă, unde să nu fiu dat deoparte. Și de ce nu-ți găsești tu sferele? După ce că te-a adus aici, ți-a dat sursă de hrană? Ai tu treabă cum îmi găsesc eu sferele. Te-a hrănit, te-a adus aici, acum te iarăși tu? Atâta știți, da? Nu m-a hrănit el, mă hrănesc eu sigur. Da, dar el te-a adus la tort. M-a adus într-o capcană. Ai văzut? Bine, treaba ta ce faci cu frate. 1, 2, 3. Lasă-mă cu el. Face-mă el. Da. Ai nevoie. Stai orice legătură. Ăsta. Arde amprentele. Ai nevoie să înghiți ceva ce ai? Nu, no, sunt ok. Bine. Eh, acum partea subliminală. Ce-a înțeles de aici din dialogul acesta? Că sunt căpușă pe aici. Ciulin! Dar ți-a autodenumit? Ciulin. Ciulin, da? Care înțeapă? El s-a lăudat că, cu forma de ciulin, în sensul că când te plimbi printr-un câmp plin de ciulin, nu scap de ei. Nu scap de ei, am înțeles. Dar ăștia mai și în ciulinii ăștia, dacă te curezi cum trebuie, scap de ei. Dar problema e că atunci când stai printre ei, mai și înțeapă, mai și ceau ce, da. Ce făceau. Da? Exact. Ei, vrea să mai stea cu astfel de ființe, partea subliminală? Nu. Bine. Hai să-i dăm informații, toate informațiile din conștiința adevărată, care au fost blocate, ascunse, de ciulini, de ciulinoși. Da. Da? Da, primești. Și tot ce știm noi, din ceea ce am lucrat până acum cu părțile subliminale. Da, le primește. Le descifrează, le deschide, le absorbe, da. Hai să vedem câte experiențe a avut pe pământ 3D. Nu foarte multe. 278, văd. 278? Da. Ok. De unde? Așa, 278. Hai să vedem el dacă e întreagă partea subliminală. Da. Este 100%, da. Da, e 100%. Hai să vedem ce fel de experiențe să se uite prin ele, dacă a fost coordonat, de câte experiențe e coordonat de ăștia doi? Arhon. De ăștia doi, de 8. De 8 experiențe. Da. Să vadă ce coordonări, cum l-au coordonat, că îi se părea normal părții subliminale, da, să ai coordonatori. Da, îi se părea normal pentru că vede că între vieți tot timpul aceștia apăreau, îl îndrumau, îl duceau, îl aduceau, minteau, îl încarnau, îl păcăleau, îl programau, da, îl ducea în spital, la astral, te programau, uita tot. Da, vede cum vieți
Nu văd să fie avut vieți foarte traumatizante, dar grele, unele de sărăcie, dar îl făceau și atunci să accepte sărăcia. Era ca și acum, ceva. că se uita la alții, care trăiau mai rău decât trăia el, da? Da, deci ceva de Avatarul gen. lui. Nu văd experiențe cu torturi, cu Păi urma, traume extreme. Că n-a apucat încă. Pentru că încă era o parte subliminală destul de ascultătoare și atunci... De obicei văd că fragmentau pe cei care nu prea puteau să-i Puneau controleze rezistență. sau opuneau rezistență. Da, atunci pe aia îi ducea în extreme, adică nu vrei, te obligăm, mai că îți arătăm noi. Dar tot încât ești o parte a subliminală ascultătoare, Obedientă. parcă, da, obedientă, faci ce spune ei, le dai cât cer ei, parcă, știi, prietenia asta cu dracu, știi, până treci De unde puntea... vine? Da, asta te face să creadă și dracu că încasezi. ești prieten Exact. cu el. Da. Ia să vedem de unde vine, care e cauza pentru care această parte subliminală este așa, adică tolerantă, să zicem, tolera. Văd că a făcut parte în afara Pământului experiențe pe o planetă de 4D, unde era o conștiință colectivă, conștiință de grup, Da. egregor de grup. Și era obișnuită cu toți pentru unul, unul pentru toți. Cumva îi se părea normal ca orice membri din jurul lui să primească din energia lui și el din energia lor. Adică toți împărțeau tot ce aveau cu toți. Da, da, acolo era dezinteresat. Acolo era, Da. Da, Da. era un mod de a exista. Da, și era un echilibru perfect. Adică cât orice energie era echilibrată. Adică dacă dădea energie, primea aceeași cantitate de energie și invers. Și era un echilibru perfect. Aici el, să zic, primea niște influențe, nici măcar o energie benefică lui și puțină, să zic așa, în comparație cu ce se lua de la el. Da. Deci era în total dezechilibru. Exact. Și observa asta. Da. Și observa și că s-a folosit de tiparul ăsta. Păi bineînțeles. Și de-aia văd că avea și două cordoane, două stringuri cu fiecare. Da. Și forma... Un circuit. Un circuit, da. Da, Cu așa care cum era era obișnuit. obișnuit. Exact. Exact. De unde a venit pe planeta asta? O planetă de 4D, văd, nu foarte departe, Alpha Piruis, Da. Da, aproape de Alpha Centauri. Tot din Centauri, uite și mai înainte am pe cineva din Centauri. Adică aici, din aceeași familie era. E o altă constelație, lângă Alpha Centauri văd Alpha Piruis, așa Ok, se prezintă. dar pe lângă, pe acolo, am avut mai devreme Da. băiatul, Da, băiatul tot sau din care zonă. erau tot de pe acolo, din zonă, Da, da? tot din Alpha, Da, era fără da, subliminal. din Centaurus, parcă, sau Centaurius, ceva de genul Da. era. Așa. Da. Și? Planeta... E de 4D, acolo era o conștiință colectivă. Da. Asta de care ai vorbit? Da. Văd niște oameni mici, albi. Avatare. Avatare, da. Dar Oameni sau mici. umanoizi? Umanoizi, dar sunt perfecți umani. Perfecți Ca și ca noi. oameni. Da, doar că ochii erau foarte albaștri. Da. Un albastru aproape turcoaz, așa foarte aprins. Da. Păr Mici alb. însemnând ce el? Cât de mici? Mici, adică până Față de 20 noi. de centimetri. Ah. Așa. Cel mai mare avea 20 de centimetri, așa, Ok. față de noi. Păr alb, complet alb, dar toți erau la fel. Toți Da. erau la fel, parcă erau identici. Clone. Toți Crash sunt la... identici. De ce Deci... erau așa? Cum produceau corpurile alea? Cum le procurau? Cum se creau corpurile? Ca și furnicile, că nu Da. le deosebești între ele, care una Da, care da. alta, cam așa erau și ei. Da.
tocmai ca să nu existe diferențe între ei, deci nu există diferențe între ei, nu se identificau ca individualitate, ci ca și grup. Dar ei între ei se identificau cumva, adică vedea că ăla de mai după cinci și amprenta mai încolo, energetică. Se vedeau, da? Că se recunoșteau, da, după amprenta. Se recunoșteau ei între ei, fiecare, care e unul, care e altul, se recunoșteau după amprenta energetică, se simțeau. Cum acționau ăla, ca și conștiință de grup? Adică toți făceau, sau aveau niște programe, erau diferențiați în nu corpuri, erau vorbesc. Nu, în corpuri, de a face, deci ceea ce făceau, acțiunile, erau diferențiate? Ca Unii făceau ceva, sarcini. Alții ceva, ca sarcini, da. Pe zone, da, pe zone era o zonă care avea anumită sarcină, făcea anumite acțiuni. Și toți făceau, membrii conștiinței, făceau același lucru, aceleași acțiuni? Da, se ajutau foarte mult între ei, în alte zone făceau altfel de lucruri, de acțiuni, dar tot fiecare pentru fiecare, adică toți beneficiau de ceea Da, ce da, făceau da. ei. Dar fiecare putea să facă oricare din celelalte acțiuni, deci nu erau Ok. programați ca să nu A, ca știe să... ce Da, da. fac ceilalți și Deci toți ei știau să alegeau, facă tot. ei toți știau să facă tot și ei alegeau ce să facă în fiecare moment? Ce acțiune? Sau erau Erau... coordonați de conștiința asta colectivă, cum, nu știu cum să zic. Da, erau ca un Sau un organ program. mai mare, da, era ca o ființă mai mare la nivel colectiv care Ordona cumva îi totul. ordona pe toți, da, exact. Ca și cum ar fi fost niște neuroni dintr-un creier. Și creierul era totul, Păi cumva, dar cam așa. asta se întâmplă și la noi, da? Dacă Da, uiți doar că la noi fiecare face cum îl taie capul, nu face în interes și pentru celălalt de lângă el prea mult, dacă nu-i ceva din păi familia vorbim lui. de neuroni. A, Cum la neuron, funcționează? da, așa Neuronii e. se subordonează conștiinței creier. Da, Da? da, Creierului. da, Și așa mai zice pe departe. ei, Așa funcționează, da. da. Bine. Ce... Deci erau în armonie, zici? Da. Ela? Aveau dezvoltată tehnologie? Nu văd prea multă tehnologie foarte avansată, dar aveau ceva tehnologie, dar nu aveau nevoie, erau foarte telepatici, construia totul la suprafață pământului, dar din pământ cum ar veni și pământul îi proteja mereu. Deci erau foarte conectați cu Bine, natura, cum a ajuns simțeau pe tot. pământ? S-a descarnat de acolo, deci a ieșit din experiența aceea și a venit ca parte subliminală, ca parte De de ce? conștiință pe pământ, ca să dezvolte individualitate și ca să facă experiențe umane mai complexe. Ok. Cine l-a întâmpinat? A întâmpinat. A venit singură sau mai multe conștiințe? Mai Din multe acele. conștiințe din acelea văd. Le-a mai întâlnit după aceea pe pământ? S-a mai întâlnit cu conștiințe? Aici Da. s-a întâlnit de două ori cu S-au două din recunoscut acele. în vreun fel, intuitiv? O atracție, să zic, da, s-au simțit atrași, s-au plăcut. S-au plăcut ca persoană, chiar dacă văd că erau doi bărbați, s-au împrietenit foarte repede, s-au simțit S-au unul pe simțit altul, energia, da? s-au împrietenit, da, și s-au apropiat foarte mult, da, și au fost prieteni. Dar de două ori văd cu două astfel de conștiințe cu care a venit împreună. Câte conștiințe au venit? 27. Ea să Cu el transmită 27, deci cu el. 26 cu el 27. Să transmită toată informația. Adică și punem tot ce a primit el și ea, parte subliminală, ce am spus și noi, la toate conștiințele acestea și la toate conștiințele de pe planeta OC. Da, trimite tuturor toată informația pe care o are el acum. Și apoi când a ajuns aici, cu cine? Cine l-a întâlnit? Cu cine l-a legătură? Aici primii cu care s-a întâlnit au fost dracoreptilieni. Care cum s-au prezentat? Pentru că văd că energia lor era asemănătoare cu cea a lui, adică cea de grup, cea de conștiință colectivă.
Da. și cumva s-au pliat ca să se facă Plăcuți. plăcuți de el și Da, să-ți capete acceptați de el. încredere. Da, exact. Bine, și eu am spus. Că pământul este plin de oameni, Biciulii. avatare oameni, care au experiențe în uitare. Aici Da. experiențele se fac în a uita, a uita ceea ce a fost înainte. Și dacă e de acord cu asta, atunci poate să intre. I-a fost de acord? A fost de Nu, nu acord știa pentru că despre ce era. așa spune, altfel, așa i-a explicat că altfel individualitatea Nu se poate nu poți crește, dobândi, experiment. dezvolta și experimenta dacă tu știi cine ai fost înainte. Mai ales ca conștiință de grup colectiv. Și atunci uiți că ai făcut parte din ceva mai mare ca să te dezvolți individual. Și a Ok. acceptat Și condițiile. apoi a avut experiențele acestea. Da. Foarte bine, Ela. Îi place ce a experimentat până acum în aceste cu acești coordonatori? Îi se pare că și-a... Bine, cât a experimentat? 200 câte experiențe? Îi se pare că și-a atins scopul? Îl ajută acest mod de experimentare? O ajută ca parte subliminală? Nu își dă seama prea bine de cât a evoluat, cum a evoluat, în ce direcție ar fi trebuit să Ce evolueze, stadiu este? ce stadiu. Nu își dă seama încă prea bine de punctul în Situații. care se află, cât de bine îi sau cât de mult a trecut sau cât de mult a învățat. Uite, iar acolo i-am dat informație cum poate să crească în conștientizare, discernământ, făcând, deschizându-și portal dimensional de experimentare și în care să-și proiecteze și execute multe experiențe, astfel încât să crească în conștientizare și discernământ și apoi să poată să-și conducă experiența în acest avatar, astfel încât să nu cadă în plasa ăluia care a zis că are acte cu joacele noastre, da? Da. Să aibă mai mult discernământ. Și dacă vrea să-și deschidă un astfel de portal, poate să o facă. Da, vrea. Bine, dar înainte de asta, sau hai să facă portalul și apoi alege linia experiențială pe care o păstrează. Bine, număr de la 1 la 3 și își deschide portalul. 1, 2, 3. Și cât număr de la 1 la 5 își proiectează și execută atâtea experiențe libere, astfel încât să-și crească parametrii corpurilor energetici. Spre 100. Da. Ok. Și începem să număr și să experimenteze. 1. 2. 3. 4. 5. E să far. Câte experiențe a făcut? 800. 800 de experiențe. Hai Da. să vedem parametrii corpurilor. Mi-i dai ăla la începutul sesiunii și acum. Corp sexual, corp emoțional și corp mental. La începutul sesiunii, corp sexual 50, acum 93, emoțional 48, acum 92. Și mental 88 era, acum are 99. Cum se simte acum partea subliminală? Se simte ușor, zice că se simte conștient, se simte împlinit, zice. Acum ce linie experiențială vrea să o păstreze? Sau... Evident că cea pe care și-a creat-o cu bună Acum. conștiință individuală, Bine, atunci simt liber. să-și extragă energia din vechea linie, să o purifice într-un zid vibrațional înalt și să o Da. integreze. Deci, dizolvând linia,
A dizolvat contracte, a dizolvat tot, a colapsat-o, extrazut energia. Da, da, da. Tot ce a însemnat. Ia. Da. Bine. Și acum, bine, venim aici acum, la 1, 2, 3. Da. Și intră în acest corp. Da, Daniel. Și preia toate structurile, toate organele, celulele, funcțiile lor, câmpurile energetice, toate le umple cu noua energie, noua vibrație, noua înțelegere, cunoaștere. Da. Și deprogramează, scoate, luminează și scoate afară toate programele nebenefice din minte conștientă. Da. Și le înlocuiește cu programe noi, benefice, conform conștientizării care are acum. Da. Și avem aici aceleași puncte, ni le-a pus, cu ancoră pentru a fi conștient în tot momentul prezent, adică și prezent, pentru răbdare și înțelegere, pentru a fi atent și curățarea vaccinelor, dacă mai are vaxurile, uite, mereu pronunț cuvântul. Dacă avea reziduri de la vaxuri? Avea 8%, dar s-au dizolvat. Să, pentru a fi în perfectă armonie cu sinele, deci toate lucrurile astea le lucrează mai departe, el cu el. Da. Pentru a absorbi, aici are portalul, n-are portalul, să-și deschidă portal de vibrația cea mai înaltă. Da. Și să-l programeze ca acest portal să se activeze de fiecare dată când detectează în sau lângă sfera lui energetică energii sau ființe de vibrație joasă, le absorbe, se deschide și le absorbe automat. Da, da, programează și activează și programează portalul și... Dar aici, ca să funcționeze portalul, trebuie ca noi, minte conștientă, să stăm în vibrații înalte. Dacă nu stăm în vibrații înalte, portalul nu poate să funcționeze. Da, exact. Da? Pentru... Zice, ancoră pentru a nu mă lăsa influențat de nicio ființă, parte fizică, subliminală sau orice formă de identitate. Păi, aici, da, cum să zic, partea subliminală este conștientă acum. Ea este într-un complex interactiv cu mintea conștientă. Deci ca partea subliminală să poată să facă lucrurile astea, trebuie ca și mintea conștientă să identifice aceste ființe. Sau ceea ce fac ele, prin ceea ce spun, fac, prin acțiuni, trebuie să le identifice și să le îndepărteze. Da? Bine, Ela. Hai să vedem cum stă partea subliminală acum. E foarte energizată, foarte luminoasă, bucuroasă. Foarte bine. Hai să... vrea să meargă în sinele mai înalt? Da. Număr de la 1 la 3 și merge 1, 2, 3. Da, merge în sine de 8. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală. O suprapune peste matricea care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare și dă ADN, nu mai are. Nu. Nebenefic. Să vedem câte experiențe el a avut în univers. Nu. 34.800 mi-arată. Linia experiențială a colapsat-o, asta contaminată, da. Să-și facă sferă de manifestare.
Aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiectele, susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre de manifestare. Și număr de la 1 la 3. Venim aici și acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărcește. 1, 2, 3. Aici și acum, avem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual de orice fel la care i-a fost pe viața asta, care i-a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Da, anulează, te creează. Face două, dizolvă tot. Face două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și le trimite pe acest arbore genealogic și arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da. Mai face încă o astfel de sferă și o trimite pe legătura genetică cu partea subliminală a fiului. Da, de asemenea, dizolvă tot. Ok, facem o infinitate de sfere informaționale cu toată iubirea noastră și o trimitem la toate conștiințele care vor să o primească. Iar el, bineînțeles, la toate părțile subliminale pe care le-a cunoscut, pe vechea, pe noua linie, membrii familiei, cui vrea să trimită? Da. Tuturor trimite. Și acum el dăm cu bombe, cu lumină și iubire, de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, fiecare parte subliminală curăță ce are de curățat. Da, de peste tot se disolvă toți egregorii, hologramele, amprentele, energiile stagnante, blocate. Entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație trimise direct în sursa primordială și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri deja sunt frecvență de pretutindeni, se închid, se sigilează complet. Foarte bine, la mulțumim părții subliminale pentru această călătorie. Dacă are ceva să transmită, nu știu, cuiva. Să fie mai optimist. Partea lui fizică, soția aici, mulțumește mult pentru intervenție. Aici, și să nu mai se lase influențat de unii și alții, că nu influențează, chiar membrii familiei, că nu neapărat influențează partea subliminală a acelui membru, ci vedem diverse alte entități fac asta. Da. Da? Da. Mulțumim încă o dată părții subliminale la... Opresc aici.